Ia, salut! Astăzi am ieșit la o scurtă partidă de pescuit. Pentru început voi încerca să găsesc șalăul și dacă nu vrea, nu răspunde pe unde era poteca. Da. Dacă nu răspunde, voi încerca să merg sus la pietre să găsesc câțiva bibănei. Oh, și cred că am avut un atac. Chiar din primul lans nu mă așteptam. Vom merge ceva mai sus pentru că aici se pare că nu vrea deloc, nu am avut nici un pic de activitate, nici măcar vreun atac. Posibil să fi fost unul, dar nu sunt foarte sigur nici de acela. Așa că mergem mai sus la pietre să încercăm să găsim bibănei. Voi face și aici câteva aruncări, poate reușesc să scot vreo strapazan de aici. L-am luat, băieți, în sfârșit. Și primul strapazan al zilei, unul destul de micuțel ca de obicei, dar este primul. Poți să te faci mare. Hai, du-te. Un atac, opa, da? Da, un atac destul de firav. Chiar pe cădere așteptam să ajungă guma pe substrat și în acel moment a dat în ea. Probabil vreun bibonel ceva. Și încă un atac. Păcat, mai încercăm. Între timp am reușit să mai păcălesc încă un strapazan. Nu am observat, aveam camera oprită. Pui să te faci mare. Mi-a și tras puțin guma de pe jig. Încă, nu, l-am scăpat, am mai avut un atac. Da, și tocmai a rămas fără codiță la jig. Da, agățătoră, iarăși. Of, mamai. Și cea mai mare captura zilei, un băț. Destul de frumos, aș putea spune, 50 de centimetri. L-am luat. Dar nu e înțepat foarte bine. Încă un strapazan micuțel. Du-te, băiatul. L-am luat. Nu, l-am scăpat. Trebuia să fi înțepat mai tare. L-am luat, băieți, nu este mare, este micuț. Abia l-am simțit. Nici nu este de mirare că nu pot să înțep. Uitați cât de micuț este. Foarte micuțel. Da, cred că voi trece și pe malul celălalt. Pentru că nu prea am mai avut atacuri absolut deloc. Și primul atac și în locul acesta.
L-am luat, băieți. Încă un strapazan, nu foarte mare, la fel de micuț și acesta, dar a înghițit guma cu totul. Nu știu dacă se vede, am să încerc să vă arăt. Nu știu cât de bine de se vede, dar uitați și voi, a înghițit guma cu totul. Cu totul a înghițit-o. Rămas. L-am luat, băieți, l-am luat, încă unul. Nu este nici acesta mare, destul de micuț, da. L-am luat și pe acesta. Încă un strap. Asta parcă e frate cu celălalt. Nu este nici acesta foarte mare, la fel de micuț. Da, frumușel. Activitate să fie. Mai am undeva la jumătate de oră de pescuit, poate mai reușesc să mai scot câte ceva. Până acum a fost o zi destul de ok. Nu am avut capturi foarte mari, încă un rateu, nu l-am înțepat, dar am avut ceva activitate și am o pânză de păianjen pe nas. Mă mănâncă, nu mai pot. Băieți, uhu. Da. Ăsta, da, tată. Și e luat de burtă, de fapt. O ștucă, o ștuculiță. Uhu. Sper să nu scap și n-am minciocul pregătit. Așa. Da. În sfârșit, ceva frumos. Da, s-a prins destul de urât. Nu știu cât de bine se vede, dar am prins-o. Este rănită destul de rău. N-am vrut. Gata. S-a încolăcit fierul pe ea. A fost prinsă, a intrat pe aici vârful lacului și i-a ieșit pe partea cealaltă. Nu, asta nu cred că e de la mine. Nu. Asta cred că e o rană mai veche, de fapt. Și primul pește mai frumos al zilei. O mărliță. Ei bine, nu doar știu că a fost rănită. M-a rănit, a reușit să mă taie. M-a mușcat destul de bine. Am reușit să înțep și un bibănel micuț, destul de micuțel. Logică, nu ai cum să prinzi că ți se întâmplă asta. M-a lăsat iar fără codiță. Partida de astăzi a ajuns la final. Am reușit să păcălesc câțiva strapazani. Nu foarte mari, dar au fost ok pentru activitatea pe care am avut-o. Chiar au fost ok. Am avut foarte multe atacuri. Mulți dintre ei n-am putut să-i înțep. Bănuiesc că erau destul de micuți. Ați văzut cam ce fel de strapazani am prins astăzi. Am reușit să păcălesc și o mărliță care m-a accidentat, dar asta este, se mai întâmplă. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, salut și fi rândiți! Paftor!